Dumnezeu, sunt un om fericit. Fericit că mă aflu aici la acest institut teologic de grad Universitatea Evreilor, acum Facultatea de Teologie Ortodoxă, la acest minunat simpozion în cinstea monahului Nicolae Ștaina de la Arhia, organizat de colegul meu Buzean, de profesor Horda Vieră. Sunt fericit pentru că aici am întâlnit pe domnul George Ardeleanu, care a scris această monumentală monografie despre Steinhardt. Am citit multe despre domnia sa, articole, dar e prima dată când ne vedem față în față și de aceea sunt foarte fericit. Sunt fericit pentru că l-am reîntâlnit din nou pe domnul ministru Teodor Paleologul, pe care l-am revăzut la mormântarea mării sale proiectul Grigore Vieru la Chișinău, fiind împreună acolo. Sunt foarte fericit că mă aflu în fața dumneavoastră, atât de frumoși, plin de căldură și mai ales de răbdare până în clipa de față. Sunt fericit că am avut în mâna mea jurnalul fericirii, că l-am cunoscut pe Steinhardt Nicolae. Această relație a mea personală cu acest monah datează din 1977. Eram elev la Buzău, la seminarul teologic. Și într-o zi oprește un autocar străin în fața episcopiei pe aleea unde era și seminarul și foarte mulți tineri au coborât în autocar și vâzne, dar în special predominant tineretul. Și eu, ca elev, așa cunosc, am ieșit în întâmpinare. Nu știam cine sunt. Și deodată mă văd așa, în jurul meu, un grup de fete. Eu, un mic elev, atunci la seminar, foarte emotiv, emoționat, niște fete ca un roi de albine în jurul meu și ele, bonjour, bonjour, mi-am dat seama că nu-s de ale noastre. Nu se rog prin munce. Era un grup de turiști din Franța. Și m-au întrebat ce este acolo, era școala noastră, foarte veche, are peste 170 de ani, cea mai veche școală românească din Buzău, arhitectură deosebită. Am încercat să le explic în limba franceză, mai făceam și un des de acord, dar ele erau așa de bucuroase că a găsit pe cineva care se comunice cu dumneavoastră. Și apoi m-au povestit de unde veneau. Veneau din Moldova, de la frumoase noastre mănăstiri românești. Și m-am făcut atât de mic, eram prea mic, și m-am făcut și mai mic, și m-am înroșit, și m-am simțit atât de umilit, deși eram român, în fața lor. Acești tineri veneau din Franța, de la mii de kilometri, și ne-au deschis România și Moldova, nordul Moldovei, cu lux de amănunte, ce au văzut. Și atunci am jurat așa, în sinea mea. Trebuie să cunoști România. Nu din carte, ci din față. Să merg și eu prin toate ținuturile noastre românești. Și am așteptat nerăbdare vacanța de vară și am plecat de unul singur, cu o hartă, cu câteva schimburi și am plecat când cu trenul, când cu ocazie, și am vizitat Moldova cu mănăstiri atât de frumoase. Am poposit și la Purna, la mormântul lui Ștefan. Am simțit ecoul cântărilor, glasurilor, poșindu-l din barul lui Ștefan, cel mare. Și apoi am coborât pe la Vatra Dorme și am venit până la Lăbu, Sara Lăbușului. Am aflat că este o mănăstire pe nume Rohia și de la Lăbuș, cu ocazie, până în satul Rohia și de acolo, 4 km, era 10 noaptea. Eram singur. Pe o cărare,
urca spre mănăstirea. Adică am adus aminte de povești cu lupi. Și zic, până cine a fost, zic, n-am apucat să dau nici măcar testament. Și dar Dumnezeu este bun și mare. Deși mi se părea atât de întuneric în pădure, deodată apare dintr-un colț o lună atât de luminoasă și deodată s-au auzit atâtea stele Dumnezeu, văzând fica mea, mi-a dat atâta lumină printre copaci pe cărarea aceea, urcând de unul singur, și apoi aud deodată niște clopote ale mănăstirii. Mi-a dat seama că e aproape și că e mănăstirea acolo. Am urcat niște trepte și m-am dus și unde se auzea slujba. Era miezonoptica la mănăstirea Rohia. Am intrat în timp, mi-am făcut semn în cruci, de bucurie că am ajuns și eu la această mănăstire, neștiind nimic despre Ștain Caligorae. La strană era un bătrânel, citea cu atâta patos, cu atâta convingere, pentru el Dumnezeu era în altar. Și atât de mult striga la Dumnezeu în rugăciune miezonoptică, încât a rămas profund impresionat, era transpirat, era transfigurat. Bucuros că cei monahi l-au lăsat în ceas lor să citească el rânduiala miezonoptice. S-a terminat slujba, am fost cazat într-o cameră și abia dimineață am aflat cine era acel bătrânel. Un evreu, un cărturar, un bucureștean care și-a găsit liniștea la mănăstirea Rohia. A doua zi, părintele stare, Serafin Man, m-a văzut, m-a întrebat ce vreau în bord, de unde vin, și ne-a invitat la masă, și apoi la mănăstire totul se face cu ascultare, nimica cu ascultare, fiecare are un rost, ca într-un studiu al bine, fiecare al bine știe ce face. Și apoi la mănăstire au mai fost tineri, și de la alte seminare și de la alte facultăți, veniți în fiecare vară la Rohia. Și părintele stare din vară, perioada fânului, i-a pus pe majoritatea la fân. Pe mine văd mai mic, mai picăjit. Deci e părăția ta, te duci cu fratele Nicolae la bibliotecă. Bucuros. Mă duc cu părintele Ștain la Nicolae, necălugărit atunci, era un domn și la propriu și la figurat. Mă ia de soțioară, zice, haide, frate, să-ți arat un sanctuar. Credeam că mă duce într-o peșteră și mă duce într-o bibliotecă. Și acolo stau de vorbă și spun de ce am venit să cunosc România, unde aproape, zice, dragul meu, tu știi ce înseamnă România? Zic, România e țara mea. Zice, nu. Zice, ea repede o hârtie, uite cu alea și un pix, și scrie cu litere mari România. Și să te văd eu, dacă poți să faci o propoziție scurtă din acest cuvânt România. Pe moment, am ezitat. Și el grăbit. Zice, știi ce propoziție putem face în România? O în rai. Și așa este. Scrii și dumneavoastră acasă, să vedeți toate literele din cuvântul România, iese omăra. Și atunci am prins mai mult curaj ca să vizitez și să iubesc țara noastră, România, gură de rai. Din acel moment, ne-am împrietenit foarte mult. Părintele Steinhardt era foarte popular. Foarte apropiat de noi tineri. El era ca un ava din patric. Eu neavând bunici, bunicii mei numise în al doilea război mondial, mă atașam foarte de orice bătrânel vedeam, ziceam că acesta este bunicul meu. Și el îmi povestea din tinerețea lui, din viața lui, pe zi ce treceam,
și mereu mi-a arătat cărți în acea bibliotecă. L-am ajutat în fiecare vacanță, cât am fost să la seminar, după aceea studiat la teologie, la catalogarea acestei mari biblioteci de la România, care în prezent are peste 40.000 de volume de cărți. Era un om de carte, îi plăcea cartea și eu, dar cine n-are carte, n-are parte. Și tot lucrând acolo în bibliotecă, mi-a recomandat multe cărți și mi-a spus cât de necesar este să citim cărți și cărți, lectura aceasta. De la el am prins lucrul acesta și lui datorez dragostea mea de cultură. Lui datorez faptul că prin el am cunoscut mai oameni de cultură. Pe Mircea Eliade, care mi-a trimis un dicționar de aramaică, deoarece în primea studenție m-am apucat de limba aramaică, grație Domnului Ștaingar Nicolae, care m-a pus în legătură cu Constantin Daniel, un mare orientalist român, și tot prin Ștaingar Virgil Gâtea, și tot prin Ștaingar Adrian Paleologul, și tot prin el, pe Constantin Noica, și m-a descurcut atâția oameni minunați pe care îi are țara noastră, oameni de cultură, de mare vibrație spirituală, datorez mult lui Ștaihar Nicolae. Iubirea aceasta de limba română care este cea de taină a carpaților noștri. Și această dragoste cauză în suflu și elevilor și tinerilor, ca preot, ca duhovnic, dau următorul canon tuturor elevilor și studenților care vin la spovedanie, să citească săptămânal măcar o carte. Indiferent de ceea ce nu contează, să citească o carte și după aceea să facă și un rezumat măcar într-o pagină, a patru, dacă nu două pagini, și în felul acesta vor constata câtă cultură vor asimila de-a lungul vremii, pentru că nu se mai citește astăzi. Stăm mai mult la internet, la calculator și nu mai știm să citim și presupunem atâtea cuvinte, încât mi-e teamă că peste 50 de ani limba română va dispare ca formă autentică, datorită presupunerilor pe care noi suntem tentați mereu să le facem. Vine diriga, vine prova, vine mate, vine meteu, vine altceva, iubiților, să vorbim românește, să vorbim cuvântul lui. Ștaihar Nicolae și pe ceva adevărată școală. Vine cu noi tineri de la Rohia. Mergeam împreună în Lighet. Lighet era o poiană aproape de mănăstire. Lighet înseamnă românește lumină. Și acolo, la lumina lunii, noi puteam să citim chiar dintr-o carte cu litere mai mari. Atâta lumină la Lighet și atâta bucurie sfântă, pentru că Ștaihar Nicolae era un om sfătos, de la taipascul lor, ne povestea, ne provoca, ne punea atâtea întrebări, făcea lecții practice cu noi. Acesta este învățământul autentic, iubiților. Păi dacă vorbim despre mănăstiri, dacă vorbim despre daci, iubiților, păi să am desăjătuza să fim acolo la fața locului, nu vom învăța niciodată cât de mare a fost Decebal și Murevista, nu vom învăța niciodată Ștefan cel Mare, cât de mare a fost, dacă nu vom încărca cu picioarele noastre pe la mănăstire titorite de el. Nu vom învăța prezent la călugăria lui. Lucrul acesta se întâmpla în 1980, pe 16 august, Părintele Stare Serafin Man, bolnav, grav, condamnat de medici de atunci la Cluj la moarte. Au venit medicii la noi și ne-au spus, fraților, pregătiți-vă că vă moare starețul, să-i faceți o slujbă frumoasă. Și iată că Părintele Stareț Serafin Man și astăzi trăiește, că mare Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și rugăciunea Sfântul Nectare, vindecător de cancer, de ce orice boală, cât de gravă ar fi. Și atunci Părintele Stare Serafin, de frică să nu moară, l-a luat pe Ștaihar Nicolae și l-a călugărit. Călugăria mare taină s-a făcut, chiar după răștirea arhiereului de atunci, de veci vorbire Teofil Herinian. Era Părintele Stareț, Părintele Emanuel, era Părintele Antonie, Părintele Paisie și m-am stricurat și pentru ei. Eram atunci student și am avut fericirea chiar să citesc Apostolul de la slujba de călugărie și la călugărie sunt niște întrebări
apelează la libertatea celui care se călugărește, la dorința lui, dacă vrei, de bunăvoie, și spune atât de tare, atât de convingător, încât s-au spunea și părinții aceia că îi vrea să facă cât mai taină, să nu știe nimeni, și el zicea, tare, vreau să mă călug, vreau să mă Dumnezeu, vreau să mor pentru Hristos. Aceasta a fost călugăria lui, o stare de bucurie, o stare de legământ. Și atunci el a fost îmbrăcat în haine călugărești, de la acea dată, tot timpul, dar uneori când venea la București, venea civil, din prudența, din înțelepciune. Eu am avut multe deplasări în țară cu el. Era foarte urmărit. Și de multe ori spuneam că mergem la Baia Mare și ne trezeam la Cluj. Pentru a-i pune în derută pe cei care îl urmăreau atât de aproape. Eram student și mă duceam la el acasă aici la București, la garsonieră, pe Ghica Ion, la cea garsonieră, mă duceam ca la mine acasă. Și într-o zi, plec de la facultate de aici, mă duc la dumneavoastră, lângă Biserica Rusă, intru ca la mine acasă și deodată el sare după scaun ca și ars. Lângă el era un domn și vine spre mine așa, ce cauți? A rămas înmărmurit. S-a pus de domnul acela care era, ca domnul acela să nu privească nimic de mine, și, fără să zic nimic, nu sta aici. Zice, urcă mai sus. Doamna aceea nu sta aici. Inspirat, a zis această vorbă. Eu am ieșit. M-am făcut că urc și am revenit iar. Sun iar la ușa. Iar, ce cauți aici? Și-a schițat din nou ceva așa. N-am înțeles. Și am zis lui Dan, să le, Doamne, iată că-i bătrân, nu știe ce face. Și a trecut memoria, nu mai recunoaște. Și am plecat din vițul așa trist la facultate, aici erau și dormitoare, la etaj. Toată noaptea m-am mișcat în pat, m-am învârtit, Doamne, ce-o fi? De ce n-am să vreau mine? L-am derajat ceva. Ce are cu mine? Și a doua zi, după cursuri, mă duc iar. Vreau așa să mă crește foarte frumos. Aba, ca și ziua. Ce s-a întâmplat ieri, iubitule? Era aici un sticlete. Cu ochii albaștri, era un ofițer de la securitate, care mi-a pus atâtea întrebări și declarații. Și am vrut să te protejez, să nu te ia în colimator. Dar eram deja luat. Pentru că, cum vă spunea părintele, pe 31 martie 1985, l-am invitat fiind în București, aici l-am invitat la facultate. Atunci, înființase așa naivitatea mea o revistă aici, clandestină, o revistă numită Publicanul. Colegi foarte inimori, la toți ani așa, publicam revistă de perete. Și am vrut să-l aduc pe Steinhardt ca să le insufle colegilor mei mai multă dragoste de cultură, de a citi. Și Steinhardt mi-a vorbit tare frumos. Și facultatea a intrat în alertă de gradul zero. Când a aflat securitatea, că Steinhardt a venit la facultate în fața tuturor tineri să le vorbească. A doua zi trebuia Steinhardt să plece la Baia Mare. Eu eram cel care trebuia să-l duc. Și a doua zi mi-au spus, dacă îndrăznesc să pleci cu Steinhardt Nicolae, eram în anul 4, mi aveam zis de ani licență, zice, desmatriculăm. M-am gândit, ce să fac? Și atunci am rugat la Doamna, dă-mi tu gândul cel bun, ce să fac? Că Steinhardt ar trebui dus la Rovia neapărat, că era și bolnav, într-o stare foarte deplorabilă de sănătate. Și vrea să ajungă cât mai repede. Și atunci m-am uitat la tatăl meu,
I-am dat telefon, zic, tată, vină repede să-l însoțește părintele Steinhard, să-l duci la mănăstire. Și tot acesta am rezolvat și l-am trimis pe Steinhard cu tatăl meu în condiții de maximă securitate și dus la mănăstire. Iată, iubiților, contactele mele cu Steinhard și cu Olga Albaște. Steinhard, da, mi-a încredințat un alt fericit pe care l-am dus la casa părintească, în satul Câmpeni, județul Buzău. Acolo, în casă, l-am îngropat fără să știe părinții mei și frații mei duci pe la număr. În acea vreme, tatăl meu fiind șef de pompieri în orașul Mizil, i-a dat pe de serviciu un apartament și noi stăteam acolo în apartament și casa de la țară era mai mult de vară. Și am profitat de lucrul acesta că nu era în timpul acela nimeni la țară. Pe prisma casei înăuntru am săpat personal o groapă de aproape 80 de centimetri și acolo într-o cutie metalică am pus jurnalul fericirii. Camuflat foarte bine, am gândit totul, nu se cunoștea nimica. Și apoi, periodic, la un an, Steinhard Nicolae îmi dădea telefon. Aveam un cod, numit Parastas. Codul acesta însemna că trebuie să ne întâlnim și să vedem la fața locului, să vedem dacă m-am spus mai este, să nu fie cumva ridicat, apoi chiar Paște. Și așa, în fiecare an aproape, veneam în zona Buzăului, veneam la casa părintească, unde a locuit, unde a stat de vorbă cu părinții mei și el a avut prilejul să vadă mănăstirea din zona Buzăului, pentru că era legat de Buzău, știți de ce? Tatăl lui Oscar Steinhard se născuseră tocmai la Buzău. Și el avea rude de odinioară care pleca să nu mai era nimeni în Buzău, dar totuși amintirea lui din Strahov și era Buzău, unde era un centru evreiesc și de negoți, dar și de cultură. Și acest jurnal a stat acolo în taină până în 1 decembrie 89, iar după 90 l-am scos cu multă emoție și l-am credințat Mării sale, poet Ioan Alexandru, de veșnică pomenire, că el se credea la una scriitorul ca mai departe acest jurnal să fie tipărit, pentru că acest jurnal era unul la securitate, era la Europa Liberă din care se citea, mai era unul ascuns în mănăstirea Rohia și Steinhard dorea ca această lucrare monumentală, care este o sinteză a culturii universale, să nu se piardă și să vină vremea ca el să fie tipărit. Și el moare cu această dorință mare de libertate. Am fost la mormântarea lui pe 2 aprilie 1989. Am venit în mormântare lumea atât de multă. Și printre lumea aceea atât de multă, atâția ochi albaștri, fiecare copac avea și ochi albaștri. Totul monitorizat. Scriitori foarte mulți, am dorit tare mult să vorbesc și eu îl cunoșteam foarte mult, dar nu mi s-a dat voie. A vorbit doar preasfințitul Justinian, Chira, a vorbit părintele Stareț și Adrian Popescu, care era din unea scriitorii, partea scriitorilor, a vorbit la mormânt și în timpul acela s-au tras clopot de către ochi albaștri ca să nu se audă, să nu se înțeleagă bine ceea ce vrea să spună despre Steinhard, pe care îl prețuia atât de mult. Steinhard a fost un om tare curajos. Părintele Steinhard Nicolae era un om atât de simplu, atât de modest, și avea doctorat și știa foarte multe limbi. Mereu se făcea că nu știe nimica, mereu se smerea pe sine, era un om atât de popular, te făcea de multe ori chiar să râzi. Eram într-o zi în birou, la el, în camera lui, și vine o femeie, maramureșancă, o bătrânică așa la vreo 60 de ani și speriată, întristată, lăcrimată, zice, părinte, zice, omul meu, zice, bea tot timpul. El săracul se gândea la ceva, ce foarte bine, zice, părinte, omul meu mă lovește, foarte bine. Părinte,
omul meu mi-a aruncat televizor foarte bine. Părinte, mi-a băgat cățul meu. Bă, de eu! Unde om? Unde om ăsta? Că-i întâmpit, e cu mâine. Zice, e bune, pe care vine, nu mai de te cheamă. Și stai la Nicolae așa, că era așa în cu simpatic, așa, cu privița mea așa, se ridică așa în picioare când am întomorat, a topoiți așa, pare ce că e un străjer așa, pune mâna pe pastor, bă, te uiți la tablou ăla, dacă nu te lași de toate urățenile astea, uite, în tablou o să ajungi. Și atât de mult s-a speriat omul așa, a pus capul în jos, acesta era Steinca Nicolae, foarte jovial, foarte glumeț, foarte interesant. În tot ceea ce făcea el, a fost un om minunat și rămâne o mare personalitate culturală. Un om care vede atât de mult în neamul românesc când s-auzea cântând imnul statului, el se ridica în picioare cu mâna pe piept și asculta. Noi astăzi, mulți dintre noi avem aceste simțăminte naționale. Ne lipsește demnitatea aceasta, bucuria de a fi român, bucuria de a fi ortodox. Era o prietare bucuroasă și spunea, drăgălașule, așa îmi spunea, ce să fii bucuros. Chiar mereu? Ce da, mereu. Aceasta este ortodoxia, bucuria. Păi cum? Și apoi el îmi spunea, zice, la nașterea lui Iisus Hristos, la Betleem, au venit niște îngeri și au spus păstorul, bucurați-vă că s-a născut. Dacă citești sfârșitul Evangheliei, o să vezi că Iisus, la învierea sa din morți, femeia de Dumnezeu a spus, bucurați-vă. Iată ce ortodoxia, bucurie, bucurie. Acest Taica Nicolae a ajuns de la cultură la cult religios. Un drum care duce la Dumnezeu și invers, dacă mergi de la cultul religios, de la slujbă, ajungi tot la Dumnezeu. Iată drumul pe care Steinca Nicolae l-a experimentat pe viu. Un om de cultură, un om de simțire, un om al bucuriei sfinte. De aceea sunt un om fericit că l-am cunoscut. Lucrez acum la o carte, personalități mari pe care l-am cunoscut și un capitol deosebit este destinat lui Steinca Nicolae. Dumnezeu să-l așeze în rai pentru că este un sfânt cu adevărat. Am fost de curând la mormântul lui cu elevii din anul 4 la seminar, am avut o slujbă a propovirii și în satul meu natal am ridicat un campus, o tabără de pictură, în memoria și Steinca Nicolae, pe care în acesta vrem să o deschidem pentru că se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Steinca Nicolae și vrem acest jubileu să-l promovăm mai mult. De aceea, cinste părintele Holbea Viorica, a avut această idee minunată să facă acest simpozion, cinste dumneavoastră și vă admirăm răbdarea că m-ați tolerat ca să stăm atâta timp aici împreună. Bucurie Sfântă și Maria Dumnezeu!